practic, ce înseamnă acest premiu? Este o onoare să primesc acest premiu. Le mulțumesc tuturor colegilor care au fost alături de mine la intervenții și... Cum a fost intervenția la momentul respectiv? M-a surprins o explozie înăuntru și am avut arsuri de gradul 2 și 3 la mâini și la față. Cea mai grea intervenție, cred. Până acum, cea mai dificilă intervenție. V-ați gândit să renunțați? Nici o clipă nu m-am gândit la chestia asta. Primul lucru care am fost să revin cât mai repede, să revin la muncă. Ați salvat o doamnă dintr-o fântână. Cum a fost atunci intervenția? A fost o intervenție ca multe altele. Dar, ce să zic, a fost ajutat de colegi. Meritul nu-i doar al meu, tuturor colegilor. Și medalia chiar nu e. Bine, am primit-o eu, dar e medalia tuturor colegilor care am contribuit la salvare. Suntem bucuroși că am reușit să o salvăm și am mai făcut o faptă bună. Patronul de onoare al anului, domnului plutonier ajutant Petre Ionuț Valentin, în semn de apreciere și recunoștință pentru curajul, altruismul și spiritul de sacrificiu de care a dat dovadă în timpul intervenției din data de 14 august 2022. În continuare, în semn de apreciere și recunoștință pentru efortul și implicarea de care au dat dovadă în timpul intervenției din data de 22 februarie 2022, se vor acorda diplome de apreciere următoarelor cadre militare. Plutonier ajutant Petre Ionuț Valentin, plutonier Dumitru Petruț Cătălin, plutonier ajutant Moise Ionuț, plutonier ajutant Olteanu Florentin, plutonier ajutant Hurduială Ștefan, plutonier ajutant șef Frusinoiu Iulius Emanuel, plutonier ajutant Ivănoiu Nicolae, plutonier major Petre Ionuț, plutonier ajutant Popa Nicolae, plutonier ajutant Zanfir Mădălin, sergent major Mavrodin Adrian.